Bun. Îmi plac foarte mult lingurile astea. Da. Lingurițele astea, da. Și mie îmi plac apropo foarte de subiecte mult serioase, știi? Da. Eu vreau să vorbesc despre subiecte serioase la care mă inflamez și sunt nervoasă. Păi stai un pic că te inflamezi imediat. Eu voiam să zic că aș vrea să cunosc băiețelul ăla din Matrix, care e același care a făcut lingurițele astea, care apare lucrează pentru Dave Frati. Știi băiețelul mic chinez? Dar tu îți dai seama că dacă nu vine Vlad Grigorescu aici, n-are ce truc să facă. Da. Să le îndrepte. Da. Vlad Grigorescu le îndreaptă. Ciorbă. O face lingură ia mare Vlad de ciorbă. Ia Vlad Grigorescu, ce poți să mai faci acum? Yeah. Ce poți să mai faci acum? Ți-au luat pâinea de la gură. Deci... Da. Am început podcastul. Hai tot bani și fă-ți treaba. Ok, stai că trebuie cu pregătire. Stai o secundă. Încarcă-te. Hei, salut! Dacă ești pe canalul ăsta, dă un share, un like și un subscribe. Chiar ne ajută. Mulțumim. Țâțe. Cămașă. Biceps. Triceps. Paste. Paste acolo în spate. Suntem la Dave Frati în Brașov. Este un restaurant. Este restaurantul nostru preferat. Cu specific italian, dar este restaurantul nostru preferat ever din lume. Dar eu voiam să spun ceva. Te rog, spune. Să ne anunți. Scuze, am greșit. Hai să... Așa trebuie să facă fiecare când vrea să zică. Eu vreau, am un gând. Vreau să vă spun ceva, pentru că doresc să menționez faptul că noi venim la restaurantul ăsta de foarte mult timp și am venit de atât de multe ori. Cred că oamenii de la Dei Frati au crezut că suntem stalkeri sau ceva. Și le era frică că poate îi omorâm în somn pe bucătari sau de-astea, pentru că veneam în fiecare zi de 3 ori pe zi aici. Și ieri am întrebat: a, putem să tragem un podcast? Și a zis, da, da, puteți să trageți. Doar ne-au așteptat pe o firmă de pază. Nu, puteți, da, sigur. Să ținem pace. La cât putem să venim? La cât vreți. Nu mai faceți story-uri despre noi. Luați pastele astea și cărați-vă. E super bună mâncarea aici. Noi am descoperit, cred că acum 2 ani, restaurantul, pentru că ne-am descoperit. Ne-a recomandat Teo. Și de atunci ne place. Este incredibil. Ce să mai zic? N-am mâncat paste mai bune nici în Italia și am făcut Italia de vreo 2-3 ori la viața mea. Ai mâncat paste bune făcute? Da, nevastă mea, la dar ta, nu se compară. Cu care de-i faci frati, adesea dragoste? Mă. Cu tine? Nu, cu femeia lui. A, așa. Da, a zis în Italia, că în România am mai mâncat paste bune la tine, desigur. Băi. Dar în Italia nu, serios. Deci noi chiar am făcut Italia, aș putea spune, rar. Nu, este extraordinar. Dacă și noi când venim în Brașov și mâncăm aici... Am mâncat tot ce e în meniu de 3 ori. Da, stăm pe terasă și ne uităm că mai sunt oameni care se uită, trec așa, sunt în trecere pe aici și se uită, băi, să mă așez, să nu mă așez. Și noi le tot zicem, n-ai cum să ratezi ăsta, e cel mai bun loc în care o să mănânci, trebuie să te oprești. Adică am făcut asta, erau oameni care se uitau la meniu și le-am zis... Așezați-vă, că e super bun. N-ai senzația aia când îi vezi că trec pur și simplu și doar se uită așa, știi, sunt în trecere, nu sunt tentați. Nu te gândești ce faceți cu viața voastră? Asta m-am gândit eu ieri! Asta m-am gândit eu ieri când mâncam. De ce nu stați aici acum? Ieri mi-am luat 2 din chestiile mele preferate din meniu. Mi-am luat supă de midi și paste cu trufe, care nu sunt tot anul în meniu. Și treceau oameni și mă gândeam, oamenii ăștia care nu se opresc sau merg și mănâncă în altă parte, ce fac? Bine, ce nu mai plac au multe restaurante în Brașov, dar ăsta e locul nostru preferat ever din lume. Adică unde te duci? Te duci la Curto și ce faci? Aș vrea să menționez că mi s-a făcut shaming mai devreme, pentru că stăteam un pic cocoșată și nu mă vedeam de masă și Banciu a zis... Nu mai știu ce am zis. Ce Banciu a zis, pitica dracu și-o multoacă. Strică cadrul, pitica dracu și-o multoacă. Stăteam mari așa. Vreau să știți doar că mi se face bullying în spatele camerei. Când dăm drumul la podcast, păi sunt doi mielușei. Dar eu sunt sinceră. Dar hai să nu mai fii mielușei. Dacă ești pitică. Ai trunchiul prea scurt. Dar Banciu, nu e ok să zici tu asta. De că ce? Ești la limita butoiului. Da, adică adică ieri mergea pe aici, prin piața Sfatului și erau să-l ia 2 de la bar, să-l bage. El la after și tu be făcea stand-up lângă un butoi. Și lumea mă confunda, nu știa dacă se uită la mine sau la butoi. Și-au pus paharul pe tine. Serios? Și-au pus paharul pe tine, oamenii.
Aș vrea să spunem că am primit haine de la Instinctiv. Ridică-te frumos să vadă oamenii frumos. Așa. Eu am primit această geacă, stați să mă ridic frumos să vadă oamenii frumos. Maria Mincu Instinctiv. Și ce voiam să spunem celor de la Instinctiv e că eu urmăresc de mult timp, aveam o rochie de la ei, am tot intrat pe site, nu știu, n-am apucat să dau o comandă. Și în zilele în care ziceam, bă, să dau o comandă la Instinctiv, că au apărut niște chestii noi, mi le-au trimis gratis. Țeapă! Țeapă, Instinctiv! Da, am zis eu într-un podcast că visul meu e să nu mai dau banii pe haine. Și cred că au auzit și ne-au Eu mi-am ales cămașa asta, care sincer este piesa mea preferată. Este piesa lui preferată din colecția nouă de la Instinctiv. Și am mai ales o jachetă și un hanorac, dar o să le vedeți când o să fie mai frig. Da, am încercat să dăm afară muștele astea din cadru, nu se poate pentru că oșa e deschisă, pentru că noi acum când tragem podcastul, restaurantul încă nu e deschis și primesc marfă. Și atunci au intrat aceste muște. Știi ce mă întreb la care dintre noi trag? Hai să ne uităm noi doi acum la el, așa gen. I am the shit. În sensul bun. Vreau să abordăm astăzi niște subiecte serioase, pentru că momentan cred că v-ați căcat pe voi de râs și puteți numi acest podcast Sa și Râs. Pot să încep eu? Da, te rog. Bun. Îmi plac foarte mult lingurile astea. Da. Lingurițele astea, da. Și mie îmi plac apropo de subiecte serioase, știi? Da. Eu vreau să vorbesc despre subiecte serioase la care mă inflamez și sunt nervoasă. Păi stai un pic că te inflamezi imediat. Eu voiam să zic că aș vrea să cunosc băiețelul ăla din Matrix, care e același care a făcut lingurițele astea, care apare lucrează pentru Dave Frati. Știi băiețelul ăla mic, chinez? Dar tu îți dai seama că dacă nu vine Vlad Matrix. Grigorescu aici, n-are ce truc să facă. Da. Să le îndrepte. Vlad Grigorescu le îndreaptă. Ciorbă. O face lingură ia mare Vlad de ciorbă. Ia Vlad Grigorescu, ce poți să mai faci acum? Yeah. Ce poți să mai faci acum? Ți-au luat pâinea de la gură. Deci, eu vreau să vorbesc despre trei subiecte din ce în ce mai serioase. Ultimul va fi cel mai serios, e pe bune o chestie. Vă rog, urmăriți podcastul până la sfârșit, că poate puteți să dați o mână de ajutor pentru o problemă foarte serioasă. Dar vreau să încep prin a spune, pentru că eu sunt născută și crescută în drumul Taberei, că avem... Metrou în drumul Taberei! Partea tristă, știți care este, fraților? M-am bucurat atât de mult. Am vorbit cu prietena mea, cea mai bună, una din ele, care încă locuiește acolo, și mi-a spus, frate, nu-mi vine să cred că am intrat sub pământ la Râul Doamnei și am ieșit la Victoriei și m-am dus la serviciu, fără să mai stau în ploaie, în soare, în picioare și să schimb nu știu câte mijloace de transport. Și mă gândeam, coaie, calitatea vieții noastre în această țară ar putea fi schimbată atât de ușor cu niște lucruri de bază, în sănătate, în învățământ, în transport, în infrastructură. What the fuck? 29, 30 de ani are deja, Dana, eu am 29, sunt tânără. Și mă gândeam, am stat cu ea la telefon și eram excited, amândouă, și l-am dat, dar n-am scrie, coaie, poate mă duc în Park Lake, că n-am fost niciodată, că e citat. Sunt locuri în București unde n-a ajuns. What the fuck? Eu am făcut facultatea la un ATC care era la Iancului și mă gândeam, cum ar fi fost? A trebuit să mă combin cu Mincu, că stăteam mai aproape de facultate. Efectiv, da. Cum sunt oameni care erau glume pe vremuri că te mutai și te căsătoreai în București ca să faci rost de buletin de București. Asta se întâmpla pe vremuri, acum asta ai făcut tu, să te-ai mutat mai aproape de facultate. E cam același lucru. Voi, oameni buni, voi vă dați... Și amândouă la telefon eram entuziasmate ca și cum s-a întâmplat o magie, ca și cum... Pe bune, pe bune, intri în... Avem un prieten foarte bun care tot așa încă stă în drumul Taberei, dar mai prin zona aia Brâncuș. Și am zis că ne vedem la el, bla, 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 am organizat o seară și a zis da, 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 și poți să iau un metrou, o stație la Râul Doamnei la Brâncuș. Metrou, în ce an a apărut? Deci metrou din drumul Taberei a avut o întârziere imensă. El a început, în ce an au început lucrările? Să nu mă înșel, dar cred că 2009 și ziceau că termină în 2011 nu, sau și în 2011 au început. 2011. Dar erau pancarte. Ei când au început lucrările au pus pancarte în care au scris în 3 ani aici va fi stația ta de metrou, nu? Nu mai știu, dar în prea puțin. Așa era. Ideea că, deci el n-a fost gata. Iar n-a fost gata în 3 ani. Dar mi s-a părut incredibil cum, bă, nimeni, mă, nu s-a gândit
După ce au trecut cei 3 ani și știau că o să mai treacă, nu o să mai treacă 6 luni, o să mai treacă ani și ani, n-a dat nimeni pancartele alea jos. Aici mi se pare că îți dai seama, evident toți știm că sunteți niște hoți, frate, și niște putură și nu faceți nimic. Dar bă, atâta lucru, unul în toată echipa aia, consilierii ce or fi, frate, sunteți toți o apă și un pământ. Unul n-a zis, bă, dă-le dracu jos că ne aleargă ăștia în stradă. Sunteți niște nenorociți, adică care este... ne... care... sfidarea e mult prea mare. Da. Și tupeu, știi? Lasă-mă pancartea acolo. Care sunt sigură că fiecare împarte la voi acasă noaptea când vă culcați, nu credeți că sunteți niște nenorociți, dar distrugeți vieți în fiecare zi, de la cele mai serioase chestii, pornind din sănătate, până la lucrurile de zi cu zi care ar putea schimba calitatea vieții unor elevi, unor nu mai merg în subiectul cu copii din sate. Am o amică care îmi povestea cât făcea până la școală și cum stătea în frig, fiindcă locuia nu mai știu unde, într-un sat pe lângă Câmpina și trebuia să facă școala nu știu unde. Lasă asta în București, cât poate să-ți fută mintea în pana mea să faci câte o oră jumate până la serviciu sau până la școală zilnic, pentru că nu există absolut nimic și furați tot, frate. Sau mai aia cu a furat, dar a și făcut muie. Deci uite, contractul în primăvara lui 2011 au fost semnate. Au început la scurt timp după și spuneau că or să fie 3 ani. Dar pe lângă acest termen de 3 ani, de gen de săpat sau ce era, mai era ceva care nu era semnat, un alt termen, erau de realizat lucrările pentru sistemele de semnalizare și automatizare. Asta, despre asta vorbim foarte mult, că de asta au amânat, că erau niște sisteme de siguranță care până le testau, bă, duceți-vă dracu, frate, sistemele de semnalizare. Hai să fim serioși. În 9 ani de zile n-ați putut să faceți niște sisteme. Ăștia au trimis oameni pe Marte. Au inventat racheta care se întoarce după ce o lansează. E ceas care îți măsoară oxigenul din sânge și voi n-ați făcut sisteme de... Pă bune. Și dar aia când au făcut metrou în Londra în 1900, ce au făcut? Nici măcar nu vă cerem mult. Iartă-mă, te rog, sunt foarte inflamat în acest moment. Am băut și o gură de cafea, iau foc. Deci nici măcar nu vă cerem mult. Transport în comun civilizat. Lasă-mă că ai luat niște autobuze noi. Am înțeles, sunt șocată. Punem pula mea acoperiș în fiecare stație, că stă lumea în drumul Taberei. Toate stațiile nu sunt acoperite, majoritatea din ele. În zona aia, Valea Argeșului, Valea Oltului, lumea stă în ploaie și în soare. Există oameni în vârstă, oameni în baston. Există oameni care nu au cum să urce în anumite mijloace de transport pentru că sunt în scaun cu rotile și o să vorbim și despre asta un pic mai târziu. Pe mine mă inflamează subiectul atât de tare pentru că e vorba de niște chestii de bază. Nu vreau să fie nu știu ce construcții, săli de evenimente, lifturi, sloboza ta. Nu sunteți în stare oricum în pana mea. Lasă asta. Frate, de bază. Oamenii din drumul Taberei tocmai și-au schimbat calitatea vieții după 20, 30, 50 de ani de locuit acolo. Felul în care suporți tu nervii. Prietena mea la 30 de ani mi-a zis, nu vine să cred că am intrat sub pământ la râul Doamnei și am ieșit la Victoriei. Metrou în Londra a început să funcționeze la 10 ianuarie 1863. Oameni buni, dacă începea să funcționeze la 1963, 100 de ani mai târziu, și tot suntem toaleta din fundul curții a Europei, nu se poate așa ceva. În 1880 a transportat peste 40 de milioane de călători anual. În 1880. Știi care e chestia? Vin și spun, bă, nu compara. Nu cum compara. Adică să nu compara? Să nu compar, măi. Eu asta vreau să spun. Nici măcar nu compara cu asta. Doar faptul că suntem în 2020 și nu avem autostrăzi, nu avem nimic. Nu avem nimic. Băi, e ca și cum România ar începe să facă telefoane cu taste, știi? Și s-ar lansa la nivel mondial și ar zice, noi am început și să facem telefoane cu taste și în 2020, panglica, știi? Și vine Iohannis și cu toți ăștia și taie panglica fericiți. Am inaugurat metrou. Băi, ești nebun la cap. Cred că aș fi. Deci nu trebuie să tai panglica. Trebuie să veniți să în genunchi să vă cereți scuze. Dar aici, bineînțeles, e o discuție foarte largă. Pentru că nu a fost același guvern în toată această perioadă. N-a fost același partid. Eu sunt mai anti-PSD decât sunt mai anti-PNL sau așa. Într-un final, ești dacă mai tragi... anti-PSD? Iartă-mă un pic. Ești complet anti-PSD. Sunt mai anti-PSD decât așa. Dar, dacă tragi o linie, până la urmă, sunt toți o apă și un pământ. A, clar. Știrea asta, de ce? Pentru că eu țin minte când era PSD-ul, guvernul Ponta, care, apropo, acum are alt partid și se relansează și cineva a vrut să-i facă și roast. Guvernul Ponta, mi se pare că atunci a fost cel mai amânat și s-au tăiat din fonduri.
Stați așa că vă zic acum. În timpul guvernării PSD Ponta în 2013 s-a confruntat cu mari probleme. Probleme de avize, probleme mari de finanțare. Pentru cine zice că, domne, de ce? Deci, mă rog, în fine. Asta, istoria PSD, posteuiți, că în epoca PSD s-a început autostrada Soarelui și primii 30 de kilometri sunt făcuți de zici că aș fi asfaltat eu, că eu n-am asfaltat în viața mea nimic. Și după ce au terminat ăștia PSD-ul, au făcut ăștia o autostradă cât de cât nu e făcută din dale de beton, știi? Doar că n-au făcut-o din piatră cubică, frate. Și ascultau melodia aia, știi, cu dale și... Nu au fost inspirați. Băi, și apropo, că mi-am adus aminte odată cu frustrările astea pe care le-am trăit cu toții, că în multe cartiere nu există metrou, adică mulți din voi simțiți, în multe orașe, adică, nu, scuze, da, în celelalte orașe din România nu există oricum, probabil, că nici prin gând nu vă trece să aveți și ar fi normal și civilizat, dar lasă asta, că acum voiam să mă axez, apropo, pe drumul Taberei, pentru că, evident, că în lista de Facebook, din liceu, din școala generală, am foarte multă lume din drumul Taberei și în ziua când s-a lansat, multă lume posta, bea un pahar de vin pentru asta. Bă, râsul plânsul, frate, că într-un fel, pe cuvântul meu de onoare, că tuturor ne venea să ciocnim un pahar de vin de bucurie și în același timp, wow, a trebuit să fac 30 de ani, 29, am 29. În drumul Taberei a făcut revelionul acum când s-a deschis metrou. Erau artificii, oameni care ieșeau în fața blocului. Erau oameni care se duceau să meargă o stație doar să vadă cum e. Și eu mă duc să văd cum e, nu vine să cred. Urmează stația, știi că e mema aia cu ăla care îi spune la ureche, urmează stația Râul Doamnei și Luna îi se zbârlește pielea, așa știi, o mema. Și apropo, e un subiect vechi, nu vreau acum să-l dezvoltăm, dar apropo cum nu ai ce să faci, știți că parcul Moghioroș, parcul din drumul Taberei, a fost închis 3 ani pentru renovare. 3 ani! 3 ani va lua, mă? 3 ani va lua coaie să renovați parcul. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Cât de pe față poți să furi bani? Cât de groaznic! L-ați distrus, arată ca o benzinărie în pana mea, care s-a făcut cu un mall și a făcut un parc. Așa arată, groaznic. Da. 3 ani și au ieșit oamenii, au făcut proteste, au încercat să facă ceva și n-ai, frate, ce, că cumva noi suntem mai mulți, dar ei reușesc să ne fută în cur în fiecare zi. Da, mă, pentru că e greu, că atunci când ieși la protest, cum a fost totuși când cu ordonanța de urgență, masa are un impact când văd mulți oameni, da? Cantitatea contează, dar... Cred că trebuie să vorbești mai tare, într-un că se aude... final, dacă încep și dau gaze sau începe violență, mulțima... nu mai face față, că nu suntem mercenari, nu suntem soldați să ne luăm la bătaie cu ăștia. Că spuneam la un moment dat în casă chestia asta, deși știu că sună așa dramatic, dar pana mea singurul motiv pentru care ei poate să facă ceva e că armele sunt la ei, asta e tot. Nu, că dacă nu ăsta e singurul motiv. Dacă când s-a ieșit în stradă în august și au dat cu gaze, aveam noi gaze să rămânim. Iertați-mă 2 secunde, ziceți ceva, iertați-mă, puneți un pic pauză. Poți să te duci tu, Banciu, să vezi, în caz că e foarte aproape de ușa aparatul, să vezi dacă ajunge cablul, să-l dai mai așa? Nu. Pentru că nu contează pauza, eu trebuie să văd când am dat rec, nu ca să pot să opresc. Și înțelegi? Aici o să tai? Aici o să tai, da, eu trebuie să văd timerul. Deci poți să dau mai așa. Păi ce se aude? Ce face zgomot? E afară. Păi asta zic, și e pus în ușă? Poate în stânga, în dreapta. Vrei să fac o clap? Nu, acum. Wow, excelent. Da, e perfect, da, e mult mai bine. Fac clap ca să ai sunetul mai sus? Când vine Banciu. Ok. E ok. Da. Bun. Zi. Așa, nu cred că suntem la nivelul la care să ne permitem proteste pașnice încă. Cred că trebuie să ai, multe precedente de proteste violente ca oamenii de la conducere să înțeleagă că ai potențialul ăla și că poți să faci urât, ca momentul în care ieși doar cu pancarta și o arăți, să zică, stai un pic, că ăsta e primul semn, urmează să ne dea foc după chestia asta. Da. Deci noi am făcut proteste pașnice în mare parte... Dar nu suntem la nivelul la care să ne permitem să începem cu asta. Trebuie să facem proteste violente. Știu că e aiurea să... Nu vreau să incit la chestia asta. Nu poți să spui asta. Nu poți să spui asta. Nu e un podcast în care să poți să spui... E ca și cum faci așa, atât. Nu poți să zici așa, Banciu. Nu poți să spui într-un podcast
Da, scuze. Trebuie să facem proteste violente. Și să știți că eu personal în acest podcast nu sunt de acord cu ce a spus Banciu mai devreme, pentru că nu poți instiga oamenii care se uită la podcast. Nu o să iasă nimeni acum în stradă cu o mitralieră, înțeleg asta. Dar nu poți spune asta într-un podcast public, în pana mea. Înțeleg ce vrei să spui, pentru că frustrarea ta este la fel de mare ca și a noastră și ca și a tuturor, dar sorry, that's wrong. Bineînțeles. Da, nu știu unde e linia, pentru că la toate protestele pe care le-am făcut până acum nu se rezolvă nimic, crede-mă, nici cu au murit oameni la revoluție, frate. Exact. Au murit oameni la revoluție și revoluția, stați un pic. Revoluția nu s-a întâmplat, Ceaușescu n-a căzut că au ieșit oamenii în stradă și au murit. Nu de asta. N-au avut românii puterea asta. A fost o implicare a altor guverne. Ok. Și e o chestie cumva de credibilitate. Oamenii adică... și-au riscat viața. N-au mai suportat. Au murit. Și pentru ce au murit săracii, frate? Da. Pentru ce au murit? Că au fost aceiași. În toate protestele sunt oameni care mor sau care sunt răniți. Da, cine? Sunt aceiași. Cine se duce carne de tun în față? Și cine suntem noi să zicem, ieșiți în stradă, fiți violenți? Nu, frate, nu. Nu. Se poate schimba și altfel. Ieșiți la vot. Ieșiți la vot pentru că atunci când n-au ieșit la vot că au fost, bă, sunt aceiași oameni, n-ai pe cine să alegi, da. Dar voturile lor, uite, s-au dus și au ieșit nu știu care. Au ajuns niște... faceți plângeri. Faceți plângeri când vedeți o ilegalitate, când vă duceți undeva să depuneți actele, când vă duceți la un medic și nu vă bagă în seamă. Au fost oameni care au filmat cu telefonul, s-au dat peste cap, au făcut scandal. S-au întâmplat cazuri, știi? Adică nu rămâneți silent. Asta este protestul pe care îl puteți face, care nu este nevoie să fie violent. Nu rămâneți tăcuți. Da. Și apropo de... că tot sunt nervoasă... A postat, că intru imediat într-un alt subiect, un tip mi-a cerut ajutorul pe Instagram cu o chestie cu care sunt perfect de acord, îi mulțumesc că a apelat, pentru că poate prin acest podcast putem să ajutăm. A postat Marius Manole un video cu mai mulți oameni din lumea artei, care o susțin pe doamna primar actual din București. Și foarte frumos, foarte frumos, m-am uitat cum spun tot și transmit Ivașcu, cum îl cheamă pe ăla, Bodochi, care oricum... Ăla are o față, băi, frate. Ăla era, deci era pe pancarte când susținea și pe Ponta, dacă mai țimte, cu Gabi Sabo și cine mai era. Ăla cred că mă susține și pe mine dacă îi dau 50 de lei. Silviu Biriș, așa, urmește actoria aia lui de căcat. Și la sfârșit... că a scris Costel un coment, a zis, bă, film de groază. Și am zis, coaie, finalul, te rupem în cațea și gura. Știu că nu toți care vă uitați știți cine e, dar poate se uită oameni din breaslă, sper. Gelu Colceac, frate. Merge. Bun, am primit un mesaj pe Instagram cu o chestie care mi se pare de mare interes. Chiar discutam asta cu Mincu și cu Banciu de mai multe ori. De fiecare dată când am mers în Amsterdam, care e unul din orașele cele mai... bine structurate cu piste de bicicliști, din punctul meu de vedere, ce am vizitat eu, ne miram că pe pistele respective ziceam, mama, uite câți oameni cu handicap, dar ce sunt atât de mulți oameni cu handicap neapărat în Amsterdam? Și am tras cu toții concluzia că nu sunt mulți, doar au cum să iasă. Da. Și am zis, băi, tu ești nebun dacă te apuci să te uiți în majoritatea locurilor din România, pe străzi, pe nu știu ce, ei nu prea au... N-ai ce cum să urci facă? O bordură, frate. N-ai, da, nu mă refer deja la chestii gen să te urci într-un mijloc de transport sau să poți să treci pe o pistă, știi? Nu ai cum să urci o bordură. Sunt locuri unde sunt bordurile atât. Bordura aia lăsată e atât, că bordura cealaltă e atât, că păi au mai pus da, un strat de păi borduri peste. Bordura aia pe care trebuia schimbată da. De fiecare guvern. Că asta ne-a spart pe noi, să avem bordura nouă. Bă, sunt locuri, în militar cel puțin, sunt locuri unde au pus bordura nouă peste bordura am văzut, veche. Am văzut, da, mă, este... sunt în multe locuri. Hai să vă spun ce mesaj am primit pe Instagram, o să vi-l citesc pe tot, pentru că vă solicităm ajutorul. Dacă cunoașteți sau sunteți voi ilustratori, graficieni și vreți să ajutați gratis în acest proiect, pentru că nu au fonduri, dar inițiativa este foarte bună. Luca Alex mi-a scris pe Instagram, coordonez un proiect numit Educație pentru Toți, care își propune să redacteze o serie de norme privind accesibilizarea universității noastre pentru studenți cu dizabilități care să fie înaintate conducerii. Pentru a fundamenta aceste propuneri, am făcut o serie de consultări cu studenții din țară și din afară privind dificultățile întâmpinate de persoanele cu dizabilități în accesul la învățământul superior. Deci nu oameni care au probleme de retard mental, oameni care au probleme fizice, dar la cap sunt ok.
și nu au acces la fucking educație. Am simțit ca Dana Budeanu un pic. Literalmente n-au acces, adică nu poate să intre în clădire, în puii mei. O altă componentă mare a proiectului este de awareness. În acest sens, vrem să transformăm aceste probleme identificate într-o serie de materiale vizuale pe care să le prezentăm sub forma unei galerii online pentru a trage atenția subiectului, că nu e de interes. Nu e de interes, nu este. Am lansat un apel la graficieni, ilustratori sau artiști vizuali care să ne ajute în realizarea materialelor. Din păcate, nu avem fonduri alocate pentru acest demers. Apoi mi-a dat un mail. L-am rugat să-mi dea un mail cu un pic mai multe detalii. Și vă citesc și mail-ul, mai durează un minut. Proiectul pe care îl coordonez se numește Educație pentru Toți. Așa, ce am spus mai devreme, scopul nostru principal e de a propune o serie de norme de accesibilizare a universității noastre pentru studenții cu dizabilități. Pe lângă asta, în luna mai, am organizat 3 evenimente publice pentru a identifica care sunt problemele cu care se confruntă studenții cu dizabilități locomotorii, vizuale și auditive, în accesarea învățământului superior din România. La acestea au participat absolvenți cu dizabilități, reprezentanți ai organizațiilor de profil și chiar studenți cu dizabilități din mai multe centre universitare din țară. În iunie am promovat cu sprijinul Uniunii Europene a Studenților un formular online pentru a colecta probleme și bune practici din universități din toată Europa. Am avut 273 de răspunsuri de la studenți din 11 țări, printre care unii având dizabilități. Informațiile au fost selectate și structurate în documentul atașat, mi-a dat un document, care este într-o formă destul de brută. Documentul constituie o bază de la care să pornească creațiile, necesitând, neexistând nicio strângere de pe parte tehnică sau creativă pentru artiștii care vor să ne sprijine. Artiștii sunt rugați să ne trimită ilustrațiile până pe 10 octombrie. Deci ar avea nevoie de ele până pe 10 octombrie. Eu vă dau mail-ul lui Luca, Alexandru Luca, și dacă puteți să luați legătura cu el, vă spun și Instagram-ul lui. Și vreți să ajutați. alexandru.luca@ligaac.ro. O să vă scriem și mai o jos. O să-l puiem, da. Iar pe Instagram îl găsiți. Arond Luca Alex. Mă întristează foarte tare faptul că avem aceste probleme. Îmi dau seama că sunt oameni care nu au acces la educație și poate și-ar dori. Cunosc și eu personal o singură persoană care are o minte foarte mișto, e foarte ok, e de vârsta mea, dar este într-un scaun cu rotile. Nu știu exact situația ei școlară, dar știu că acum nu merge la vreo facultate sau ceva. Ideea este că e neapărat nevoie să ajutăm cu așa ceva. Oameni buni, gândiți-vă, eu nu am pe nimeni în familie, nu e ceva cu care rezonez sau simt eu neapărat și mă inflamează. Dar, bă, dacă ați putea să ajutați cu chestia asta, vă rog din suflet, ați face un lucru minunat. Poate nu vi se pare, o ilustrație sau ceva. Da, e partea cu care, uite, noi putem să ajutăm aducând awareness cu acest podcast. Sper să găsim pe cineva sau poate vă uitați la podcast și cunoașteți pe cineva care ar putea să ajute gratuit acești oameni. Ar fi superb să se poată rezolva, ar fi superb să se ridice niște awareness în legătură cu aceste probleme. Nu toate facultățile au lift, din câte știu. Da. Dar ce lift, mă, nu au rampe? Adică, Doamne Sfinte, câte chestii nu au. Dacă te duci la toaletă, nu au toaletă pentru oameni cu dizabilități și toaletele normale nu sunt adaptate, nu au o bară de care să te ții. Dar adică, nu mai zic pentru oameni cu probleme reale, știi? Dacă ți-ai rupt piciorul și nu ești într-un scaun cu rotile, ți-e greu să intri într-o toaletă, că nu ai de ce să te ții. În fine, adică viața e grea și de căcat pentru toată lumea și mult, 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 mult mai mult pentru oamenii care au probleme de genul ăsta. Să nu poți să intri într-o clădire, e crapă capul. Ei sunt condamnați pentru că trăiesc în România. Asta. Și sincer, pare rău, nu vreau să am o stare proastă în acest podcast. Na. Dar nici nu cred că o să se schimbe ceva. Îmi pare rău să zic asta. N-are cum să se schimbe. Tot ce s-a schimbat sau s-a făcut pentru acești oameni a fost făcut de instituții private, de afaceri private. Mall-urile, pentru că sunt... De ce au fost făcute de aceste mall-uri sau hoteluri? Pentru că au nevoie de profit și pentru că au un management sănătos. Oameni care sunt competenți, care sunt capabili, care n-ar fi angajați să se ocupe de niște afaceri mari. Statul are angajați pe relații, pe pile, pe nepotisme, pe incompetenți.
De aia nu se va schimba nimic. Normal că mall-ul are locuri de parcare pentru handicap exact la intrare, care de cele mai multe ori sunt ocupate de alți oameni cu alt handicap. Hai că acum a început campania care de scrie pe bune, ai parcat aici cum ar veni și nu mai parchează lumea. Da, nu mai parchează cocalarii cu handicap intelectual. Și lipsa educației tot un handicap al acestor oameni care parchează acolo. Da. Și atunci de asta s-au întâmplat. Dar nu o să se schimbe, nu o să facă nimic. Că dacă te duci la trezoreria din sector 2, iau o rampă acolo, cred că nici a fost folosită vreodată. Ce mai au rampă de aia în 60 de grade? De nu, e pusă cum... de aia. A, da, pe lângă alea care sunt. N-ai cum să urci. N-ai cum, nici dacă împing doi la un cărucior. Da, n-ai... Mi se pare că trăim într-o completă ignoranță legată de foarte multe probleme. Vreau să fiu un podcast de umor, dar vreau să încerc, pentru că sunt, nu știu, 20.000 de oameni care se uită, poate nu se uită toți până la sfârșit, dar pentru cei care se uită, poate putem să, cum se spune, raise awareness în română, că sunt foarte proastă, să aducem, să atrage atenția asupra unei probleme. Niște probleme, pentru că este, când primesc un astfel de mesaj, îmi dau seama, în primul rând, ok, eu sunt un om norocos, trăiesc într-o bulă, sunt întreagă, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am probleme. Dar sunt oameni care, pentru care viața e un chin în fiecare zi din diverse motive. Și ea, din păcate pentru ei, va fi diferită față de a noastră, a celor sănătoși. Dar ar putea cu atât de puțin, cu un pic de păsare, să te gândești un pic înainte la niște lucruri. Bă, nu există nimic, mă. Nimic. Nimic. Mi-e frică să fac un episod în care să discut despre sistemul de sănătate și despre situația din spitalele din România, că mă enervez, încep și plâng și arunc cu microfoane pe aici. Acolo eu am avut multă experiență și nu știu dacă aș putea să intru în subiectul ăla. Mai țin că am avut rage-ul ăla la spital când am fost cu bunicul tău și te am rog, avut un rage. Te rog. Dar ăla mi-a plăcut. Știu, dar chiar nu pot azi, vorbesc serios. De ce? Vreau să-l zic, în sensul că... Da, zil, eu n-am nicio... Să schimbăm, adică povestind acel rage, mai ieșim un pic din starea asta, pentru că am o fantezie și mulți avem o fantezie că gen am vrea să batem pe cineva când e o nedreptate sau o fază de asta. Că visezi așa să fii un fel de supereroi și să-i pedepsești pe acești oameni cu bătaia, ceea ce nu e ok. Dar în capul tău așa, că vezi în filme. Nu instigăm la violență. Pe cei răi. Banciu, tu ești gata. Ești condamnat. Acum mulți ani eram la un spital cu Maria și bunicul ei și era iarnă, era foarte frig, erau scările înghețate, trebuia să urci cu mare grijă. Și în acel spital, nu știu mai știu care, cum se cheamă, e ăla de lângă 99. Pula mea, Babeș, cred. Ăla la... Lângă 99, pe lângă, mă rog, în fine. Cantacuzino? Da, probabil, nu știu. Un spital. În acel spital a intrat un om cu mașina, un român, care avea un... ducea la spital un străin, un, nu știu ce nație era, dar nu știa engleză, nu știa română. Și străinul ăla avea un cărucior cu rotile sau un cadru ca să meargă. Ăsta, paznicii, bodyguardzii angajați acolo, ce erau bodyguardzii, mult spus, paznici, l-au lăsat pe ăsta cu mașina, dar i-au zis, domne, nu lași mașina aici. Parchezi, îl dai jos și scoți mașina imediat. Și el a tras mașina undeva în curte, avea loc să intri în salvare, era loc suficient, întorceai tirul în curtea aia, a lăsat mașina trasă aproape și îi scotea la cadru și l-a dus sus cadru pe scări și l-a ajutat pe ăla să urce scările, că nu putea singur. Ca după ce îl ducea în sala de așteptare, îl punea pe scaun să-și scoate mașina. Și ăsta, în timp ce îl ajuta pe ăla, paznicii urlau la ăsta să mute mașina, domne, ți-ai zis că n-ai voie să lași mașina aici, dar nu se poate. Și ăla era efectiv cu bolnavul de mână străin așa și a urlau. Și eu tocmai ce urcasem pe Maria cu bunicul ei. Băi, am avut un rage, mi s-a făcut negru în fața ochilor și de pe scări m-am dus și am început să urlu tot drumul până la bă, ca mi-aș pula în măta să-mi bag, futu-vă în gură de cretin, de idios, nu vezi, bă, că-l ajută pe ăla. Bă, și când am început să urlu în curtea aia, era unul care urla la asta paznic, am mai venit că trei s-au căcat pe ei, deci m-am dus cu geaca așa, aveam ochiile ăștia, dar la cum urlam, că s-au speriat aia, păream și mai mare cu geaca și am început să urla la aia, zic, dacă nu lași aici, fii atent. Și m-am întors calm la ăla, zic, duceți-i liniștit, mașina asta stă aici 2 ore, să mor dacă mutați mașina. Și m-am întors să-mi bat pula dacă mutăm mașina aici 2 ore. Și am început să urlu și ea când am văzut că urlu și mă compor ca un animal, dar stai că stați un pic, dar n-are voie să o lase. Deci nu mai era cu, băi, ne mutăm, dar n-are voie. Zic, cum te cheamă, mă, cine știu, a venit 6 bodyguards în jurul meu. Erau de ăștia, am vârstă, mamă, deci mă luam la bătaie cu ei cu toți. Nu se putea așa ceva, apropo de rage. Da, știu, știi ce mi se pare trist? E singurul limbaj pe care îl știu.
Aia e problema. În servicii în general. Dacă ți intră un șmecher, un șmecher, ce știți voi în dicționar că e șmecher, un om mai mare așa, cu un lanț de WC-ul la gât și care zice bună ziua, vreau și o aia. Zic că nu mai are nimeni tupeu. Pe mine asta mă stresează. Până mi-a povestit cineva de curând undeva la spital în Vaslui, nu știu ce, o poveste cu maică sa pe care nu o luau și o asiste și tatăl prietenului meu a spus, doamnă, vă rog frumos, uitați-vă la ea, dar milă, nu vă ies, stă pe un scaun. Și a zis, da, stați așa, că o iau și la mine acasă. Și stăia, tatălui s-a pus negru în fața ochilor și a început să țipe, fu-tu-s morții, măti, te omor. În două zis, minute... Auzi, fă, dar nu mai tu pe mine acasă, mai bine. Și după aia a început să urle la ea, că asta ne-a povestit. Da, da, da. Și după aia, după ce a făcut această glumă, a început să urle, fă, nu știu. Și a luat-o, a zis, bă, două minute mai târziu, era mama cu perfuzia, bine, frumos, pe un scăunel. Singura soluție, asta mă sparge. Până nu, dacă te duci, bă, să fii educat în țara asta problem. Este un mare minus. Eu tot timpul mă duc ca proastă. Bună ziua, am o programare. Pe ce nume? Ia să mă duc și eu cu botul făcut și să zic, bună ziua, am o programare făcută. Să vezi cum zic, da, sigur, iubita, pe ce nume e programarea? S-a obișnuit, da. Noroc că saloanele la care mă duc eu sunt super civilizate. Oamenii ăștia sunt atât de proști, încât răspund la stimuli externi puternici. Atât. Ei nu gândesc. Da, ei nu, văd, n-au cum. E ca și cum vezi o râpă. Poți să cad în ea. Atunci am dat seama că e pericol. Merg cu mașina 80 la oră, nu e niciun pericol că stau pe scaun. Știi? Ce am pericol. Centură. E confortabil. 80 la oră serpentine, e beznă în România, că nu vezi nimic și marcajele abia se văd. Dă-i tati blonă, mă, că asta ține, e BMW-ul. Plus că e parbrizul ăla, că nu pățiți nimic. Și atunci oamenii ăștia reacționează. Din păcate, nu încurajăm așa ceva. Eu am mai avut 2-3 rageri de astea. Nu încurajăm, dar poți să te abții uneori. Uneori nu poți să te abții, dar când le-am avut s-au rezolvat treburile. Când nu le-am avut de față, când nu le-am avut telefonic cu terminatul ăla cu povestea cu patul pe care v-am zis-o și cu salteaua, am decis să nu-i răspund la mail când m-a amenințat el cu prietenul care face meme-a și de astea. Iar pe ăla l-am găsit pe Facebook. Ăla arăta ca solnița asta, adică n-aveai ce să bați la el. N-aveai ce să bați. Aia nici, chiar a fost amuzant, bă, nici albușul nu puteai să bați cu el. Da, mă, gata. Dă-le morții, ideea că, mami lui. Dacă aș fi reacționat, zic eu că ăla nu mai era, mă rog, în fin. Dar e bine uneori așa și mai avem o poveste, avem un prieten care are un prieten care este efectiv justițiarul nostru, așa să zicem. Are niște povești. Dar să știi că nu încurajez. Nu încurajăm. Dar are niște povești fani cu bătăi în de Mannhornbach, chestii de genul ăsta. Mă rog, scurte bătăi. Sincer, cu oameni care s-au povestit. Da, mă rog, nu o să povestesc. Cu oameni care s-au comportat urât. Dar el nu e bine că i-a bătut, dar i-a bătut fix pe aia. Aia care aveau masca sub nas. Care aveau masca sub nas, stăteau în curul lui, s-a dat de 3 ori în față, de 3 ori în față, la tot în curul lui. S-a enervat, omul a evitat conflictul, s-a pus în față, s-a pus nevastă-sa lângă el, ăla s-a pus în fundul nevastă-sa să stea acolo lipit de ea. Și la un dat asta i-a zis, da, păstrați distanța. Și ăsta vorbea la telefon și a zis, da, bine că ești tare în gură sau ceva genul ăsta. Și ăla tauzi, s-a întors direct mare, pum, ce i-a dat lui ea. Și asta mi-a plăcut la mâini și a vrut să-l ia să-l arunce în rafturi. Asta e super. Bă, e, nu, e satisfăcător, dat dar nu. Încuraj. Bă, să nu faceți atenți. Asta niciodată. Nu, fiți atenți, frate, nu glumesc. Băi, vezi că se uită și niște copii, da, la podcast și am aflat asta. Fiți atenți, astea sunt alegerile greșite ale unor oameni. Nu glumesc că nu încurajez așa ceva, nu spun ca să fim noi super clean, că nu suntem, ați văzut, Banciu pute efectiv. Dar, de ce sunt muște pe aici? Dar sunt niște povești care, da, acum pentru că podcastul ăsta e și de Caterinca și ne amuzăm. Pe bune, distanțați-vă de o chestie violentă, distanțați-vă de oamenii proști. Prostul nu știe că e prost. Prostul are numai certitudini. Prostul e ăla care îmi dă mesaj și îmi zice, vezi că nu se face așa, nu știu ce. Păi ia, gândește-te un pic. Gândește-te un pic. Cu toții suntem oameni, cu toții. O să greșim la un moment dat. O să spunem ceva greșit. O să nu știu ce. Distanțați-vă de prostie. Nu vă certați cu tântița aia de la, uite, m-am întors cu Mincu din Lefkada și plăteam taxa de pod la Bulgaria înainte să intrăm în România. Și Mincu nu știu ce s-a întâmplat. Nu mergea Face ID-ul când am vrut să plătească cu telefonul. Și aia a început să strige, davai, davai! Mamă, și a început Mincu să țipe la aia, bula mea, nu știu ce. Și mă gândeam, bă... A început să... Aveam 14 ore de drum. Și aia, davai, davai! Zic, wait a minute, ce pula mea țipe? Și nu știam dat-o în română. Bă, distanțați-vă de prostie, frate. O să vă ajute foarte mult. Uite, eu am ajuns la aproape 30 de ani să-mi dau seama că e o satisfacție teribilă să nu bagi în seamă proștii,
răutatea, oamenii care de fapt au o problemă cu ei înșiși și sunt așa, care n-au nici cea mai vagă idee ce e aia educație, bun simț. Oamenii confundă lucrurile între ele foarte tare. Uite, oamenii confundă despre noi faptul că suntem sloboți la gură, că suntem așa niște pula mea golăna și zic salut, micule, ce fac frățiorul meu pe stradă? Coi, ce faci? Ești nebun la cap? Adică, nu știu ce senzație dăm. Caterinca este caterincă, omul este om. Dar noi nu facem caterincă. Noi facem comedie. Ba, lasă asta, am înțeles. Toată lumea a înțeles că facem comedie. Facem caterincă. Caterincă facem când bem noi un pahar între noi și ne facem niște glume foarte exagerate de dârlei, de cum a fost râs ca prostul dârlei. Noi facem comedie. Faptul că vorbim așa, vorbim pentru că asta e viața. Cine zice că suntem vulgari sau nu vorbești, mănâncă căcat. Așa vorbesc toți. Și actorii, și artiștii, și scriitorii. Credeți-mă, așa vorbesc. Și criticii de teatru care sunt sensibili la, și la cuvântul penis. Dacă există. V-am zis o chestie, că ai zis, bă, acum serios, apropo de violență, chiar ai zis de proști, de proștii că nu știu chestii. Da, proștii nu știu... N-am zis că proștii au certitudini. Că proștii au certitudini și nu le e frică, apropo de acte de violență. Eu nu fac chestia asta, chiar dacă am zis chestii, nu sunt violent și evit pe cât posibil. Și cred că e bine să eviți pe cât posibil, pentru că dacă dai de proști... Proștii n-au frică de spital, n-au frică de pușcărie și nu prea au treabă în viață, știi? Și dacă ai treabă în viață, în general, vrei să faci niște chestii, vrei să realizezi ceva, ai un scop, oricare ar fi el, ideea este să eviți pe cât posibil să fii violent cu oamenii, pentru că dacă sunt și ei violenți cu tine înapoi, s-ar putea să nu mai apuci să faci chestiile alea pe care ți le doreai în viață. Și să-ți o ratezi. Așa deci că... îți pare rău pentru ce ai zis mai devreme când ai instigat oamenii la violență? A, nu, n-are legătură cu protestele, acolo e altă discuție. Mă refer la acte de violență de genul ăsta, să fii justițiar, să te apuci pe stradă că ți-a tăiat unul calea, să ieși din mașină la el. Nu faceți așa nu, ceva. Nu, sub nicio formă. Astea sunt niște aberații. Vezi-ți de viață, fă treaba. Nu să schimbați păla, o să vă stricați ziua, dosar penal, ce? Plus că să știți că dacă cineva vă înjură în trafic. Nervii sunt la el în mașină. Exact. De ce îi bagi la tine în mașină? Lasă-i la el în mașină, te-a înjurat. Tu te mai departe, cred că Alex frate. Velea a zis sau cineva. E 2020, cine se mai bate? Am mai zis cineva. Corect. Adică, bă, da, ți-a tăiat unul fața în trafic. Fă un dis, dă-l pe YouTube. Exact. E, da. Uite, bam, 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 călărea că... 66BX. Să-ți o dau la bâz. Mie mi se pare funny că... Uite, Banciu e un exemplu de om care el e super pașnic, e foarte bon om așa, dar poate să te bată, dar tăcași pe tine. Gen, mi se pare funny că oamenii nu știu asta despre Banciu, dar chiar poate să-ți rupă capul. Banciu a fost pașnic la mega. Și să stau pe lângă Banciu, că e la modul, a, Banciuțu, nu știu ce, dar în caz de ceva... Bam! Nu știu dacă pot, dar ideea e că dacă se întâmplă ceva, mă bag. Asta e ideea, știi? Adică eu nu știu dacă la final o să câștig eu. Păi tu știi lupte la modul serios. Frate, da. Știu chestii, da, dar zi lupte. Nu fi modest acum. Era să te iei la bătaie că ți-au cântărit carnea la șaorma în Cluj. Adu-ți aminte când voiai să-l omor pe omul ăla. Le închidei șaormeria. Te-ai la crembuști. Mi-a scris cineva pe net, apropo că am povestit ieri, am avut ieri o zi în Brașov total... Deci am intrat în Brașov, am mers pe stradă și am văzut un clovn cu baloane și am zis, mamă, Mincu, vreau și eu un balon cu Hello Kitty. Și când ne-am apropiat de el, tipul a zis, mamă, vă urmăresc, îmi dați voie să o fac cadou un balon? Și eu am insistat să-l plătesc și el a insistat să mi-l dea și mi-l a dat gratis. Păi am venit la Dei Frati, am mâncat și ne-au oferit masa din partea lor, ne-au adus un bon pe care scria nota 10 și am zis, mamă, ce tare! Și la sumă era zero. Și după aia am fost, am zis, hai să mergem să luăm un fresh de grapefruit. Și am intrat într-un local și ne-au dat moca. Da, ne-au dat moca. Aseară, nu știu dacă la localul ăla de vin, cumva bruschetele erau oricum din partea casei, am senzația. Iar apoi la hotel am vrut să cumpărăm... A, n-au fost pe notă? Cred că era oricum pentru oricine din partea casei, dacă luai vin, asta vreau să spun. Mm. Dar aseară am intrat în hotel și am vrut la recepție să cumpărăm niște ape din frigider. Mi l-au dat gratis. Mi se pare funny cum am fentat Brașov o zi întreagă. Și eu prost n-am luat apă, că mi-era și mie sete, dar am zis mai dau acum 6 lei pe apă, știi? Și după aia când am văzut că mi l-a dat vouă gratis, da, mă simțeam mai urea să iau și eu apă din frigider. Ce nebune și tu cu asta, cu să nu dau 6 lei pe apă. Dacă urmăriți acest podcast din alte orașe, Brașov a pus ștachete aici. Eu azi ajung în Târgu Mureș. Deci eu dacă ajung în Târgu Mureș trebuie să plătesc ceva. Ați belit pula Târgu Mureș cu mine. Nu mai calc niciodată. Deci dacă trebuie să plătești, hai, nu zic moca. 50%. Hai să o luăm. Dacă trebuie să dau preț nu întreg. Nu zic moca, dar dacă mă vezi pe stradă, și mie un leu. 10 lei. Auzi, un leu. Un leu, frate. 10 lei, mă, ce mai nu, înseamnă? Nu, mai vreau un leu ca să am să dau rest la tricouri, la merchandise, că toate sunt 49 și trebuie să am un leu rest. Deci eu o să încep și o să fac review-uri pe Google.
O să fac review-uri pe Google, orașuri din România. Brașov, 5 stele, se mănâncă, se bea moca, baloane, moca. Târgu Mureș, frate, am plătit și covrigul. Bă, deci dacă Minculescu plătește ceva în Târgu Mureș, vă bat. Deci, fac un apel către toți primarii din tot Consiliul Local Târgu Mureș. Deci eliberați parcările în centru, că vreau să parchez apropo, unde vreau eu. Apropo, dacă găsesc loc de parcare și trebuie să stau să dau SMS că să parchez. Doamne, prin câte emoții am trecut în podcastul ăsta. S-a și râs, m-am enervat maxim să-mi plesnească o venă. Am început, și plâng. Am început cu nervi. Cred că m-am luat de la că e a doua cafea și n-am mâncat, nu știu. Cât covor roșu trebuie să acoperi tot Târgu Mureș pe trotuar? Mochetă de aia groasă, nu vreau covor roșu. Vrem să mulțumim publicului care a fost la After Ștube. Iartă-mă, am crezut că termin podcastul. Mulțumim publicului care a fost la After Ștube aseară. Sunteți atât de drăguți, pe cuvântul meu de onoare, că uneori am impresia la show-uri că parcă-s cu niște prieteni așa și ne știm toți între noi. Mi-a plăcut foarte mult show-ul și vă mulțumesc mult. Și v-a plăcut outfit-ul meu, n-a fost foarte șmecher, am simțit așa că m-am îmbrăcat tare. Vreau să spun ceva publicului despre publicul de la show de aseară. Show de aseară din Brașov a fost într-un loc foarte mișto. Scena în spate era un perete colorat, foarte drăguț să arăta, am pus noi niște poze pe Insta și publicul în Brașov de fiecare dată e marfă, însă era un tip aseară care se simțea foarte bine, tot show râdea, avea râs de la gălăgios, care e molestitor, care e foarte marfă să-l ai la show, adică până când l-am dat parcă râdea prea mult, nu știu, în fine. Nu asta e problema, dar l-am dat râdea foarte tare. Pe mine nu mă deranjea, mi-a plăcut foarte mult râsul lui. Dar la finalul show-ului, acum materialul ăsta al meu, eu îl termin așa într-o liniște. Am un moment în care fac un personaj, termin, vorbesc despre Ciprian Marica și aventura lui care a fost pe internet și îl termin așa într-o liniște și am o replică care e foarte mișto, se creează o tensiune. Și a spart-o el ca fraierul. În liniștea aia, acolo, eu trebuie să vin cu ultima replică și a zis și altă dată, și altă dată, că era făcut o referire la o glumă de-a mea cu 5 minute în urmă. Bă! N-a știut, s-a entuziasmat și a vrut să participe. Sunt oameni care se entuziasmează și vor să participe. Pe bune, pe bune. Crezi că asta e? Da, sunt oameni care se entuziasmează și vor să participe. N-a știut, sunt sigură că n-a avut nicio intenție. Era sincer acum, dacă ar fi să compar cu... Păi și pot să mă entuziasmez și eu să particip la operație pe creier sau de apendicită? Mincu, exact același lucru. Comparația e perfectă. Frustrarea noastră personală legată de meseria noastră o putem înțelege doar noi între noi când vorbim. Bine, hai să fac altă comparație. Pot să particip și eu să intru într-un salon de înfrumusețare la când tatuează sprâncene. Să-mi fac și să dau și eu în sus acolo să-i strig lui modelul. Sau de aici, de unde se duce în jos, să-i fac semnul de Nike. Să-i fac semn de Nike așa la sprâncene. Pot să fac asta? Asta e discuția, asta dacă vă aduceți aminte, am mai zis într-un podcast că am văzut la Comedians in Cars Getting Coffee, că Seinfeld zicea, bă, nu-mi place când vin oameni și fac glume cu noi. Ne ocupăm noi de asta, noi suntem profesioniști, lasă-mă, nu-mi zic tu glumițe. Și ăla îi zice Ricky Gervais, Jerry, we're not that important. Asta mă gândesc și eu uneori, când lumea se inflamează sau uneori se întâmplă să fim certați pe internet de anumite chestii și mă gândeam, coaie, suntem doar stand-up comedieni, adică nu suntem așa importanți. Suntem doar, pana mea, entertainment, dacă îți place. Dacă nu îți place, pana mea, sunt alte chestii la TV, pe net. E foarte funny când cineva mă ceartă rău, știi? Și dude, calmează-ți țâțele, adică du-te în viața ta, că nici mie nu-mi plac multe chestii, nu pot să urmăresc tot. Pana mea, we're not important. Doar da, facem stand-up. Asta poți să faci. Day next. Adică asta e tot. Mă gândeam că fiecare om, indiferent de meserie, are senzația că meseria lui este importantă sau foarte importantă. Nu știu, nu generalizez, dar cu siguranță sunt oameni care cred chestia asta. Și dacă te dai un pas în spate, foarte puține chestii sunt de fapt foarte importante, știi? Da. Adică a noastră nu e în categoria aia. Pe de altă parte, știi cum se spune că e necesară. Nu poți trăi fără entertainment exact, din toate e necesară, punctele de vedere. Gen, dar nu încearcă e foarte să importantă. Trăiești, încearcă să trăiești fără artiști. Fără artă, fără cărți, fără filme, fără seriale, da. Fără chestii live, uite teatru, că germanii stand-up, pot. Dans, trăiește fără toate astea, știi? Gen, fă, n-ai cum să trăiești fără artiști, dar nu sunt neapărat necesar supraviețuirii, să spun așa, și oricum dacă ceva nu mă place, doar nu vă place, dar nu mai îmi dați mesaje pe Instagram să mă certați pizdelor, că nu ne știi și eu nu fac lucruri cum vreți voi. De fac ce cum vreau eu la... și dacă vă... am
vreau să spun apropo de asta. Îi băgăm în seamă prea mult. Lasă-mă să spun că nu toată lumea îmi dă un mesaj de hate. Unele doar mă ceartă sau mă explică cum trebuie să fac eu diferit în viață. Și vreau să spun că eu fac lucrurile exact așa cum vreau eu. Eu le fac, eu chiar eu le creez. Și dacă ție nu-ți plac, nu-ți plac. Asta e tot, am vrut să spun. Că nu vreau să supăr pe nimeni, doar fucking move on. Și cine are o problemă, ne vedem în față la Mec, la Unirii. Era și o melodie. Cine mă place, mă place așa. Cum era? Cum nu era? Știu, nu mă schimbă nimeni. Dar așa cum era? Cum era? Nu, dar suna ca și cum. Cum era melodia? Ce blond, vreau să o cânt. Sau... Vreau să o cânt. Dar știi, uite, eu, asta e un vers recurent în multe melodii, știi? Nu mă schimbă nimeni. Păi mi se pare așa o tâmpenie să zici. Nu, mie mi se pare... Dar sau nimeni, dar eu am auzit... Nu e corect nimeni, evident. Nu e, dar am auzit chestia asta în melodie. Ai zis nimeni, bine, mă rog, cum cântau ăștia în anii. Mă place și are și Nicolae Guță. Da? Tutti Frutti, cine mă vrea? Nu, Nicolae Guță, mă zici nebun. Aveam referință de Nicolae Guță eu la podcast. Aveam referință că era și o melodie. Ascultam eu în drum, în căști, în drum spre liceu. Stai-mă puțin că am găsit Tutti Frutti, cine mă vrea? Și cred că asta era, cine dar mă vrea? Dar nu poți să o pui. Frutti, asta era o formație? Nu poți să o pui. Nu poți să-i dai play. Nu poți să-i dai play. Cum să nu poți să-i dai play 20 de secunde? Nu mai vorbi, aiurea. Doamne, ce... Da, mă. Astea au... Oh, Jesus. Cine mă vrea? Cine mă vrea? Da, mă place așa? Zi Bănciuțu, ai ceva cu formația Tutti Frutti? Dă-le mesaj pe Instagram, spune-le că nu e bine cum au cântat. Eu sunt fan Tutti Frutti. Nu glumesc. Mamă, Frutti Fresh de Tutti Frutti e the shit. Ai, mă, du-te, mă. Ăla de grefrut era cel mai bun. Ăla de gref e cel mai bun și după aia locul 2 de pere. Coie. Gref, pere. Am taci, o imagine taci în cap acum cu o tipă. Eram în troleu 69. Și am o imagine cu o tipă. Știți genul de fete care sunt foarte slabe, dar au așa o gușiță? Și era așa blondă și stătea pe un scaun vara și bea... Tutti Frutti de pere, Frutti Fresh de pere și mânca niște chipsuri cu aromă de cabanos. Și mi-a rămas imaginea și eram, știu că mă uitam la ea și mă gândeam, de ce? Ce chips? Eram în generală, nu mai știu. Dar mă uitam la ea în RATB și mă gândeam, de ce această combinație te-a făcut chipsuri cu cabanos? Cred că era sufletul meu perechea. Erau atunci, nu mai țin minte, mi-aduc aminte perfect, mânca chipsuri cu cabanos. Și avea Frutti Fresh de pere. Dacă aș întâlni-o azi. Ar fi dragostea ta. Dragostea ta. Dacă aș întâlni-o azi, sufletul meu pereche, chipsuri cu cabanos. Ieri în drum spre Brașov, am văzut un restaurant în Ciolpani, care se chema Restaurant Gurmandul. Și am început să facem caterincă pe Insta. Noi n-am intrat în acel restaurant, nu-l cunoaștem, n-am mâncat niciodată acolo. Și facem asta des, citim firma. O sigla, indiferent restaurant sau afacere, și pe aia facem tot felul de glumițe, cum ar veni, cum se cheamă? Ce? Facem mișto? Facem mișto, slogan, așa, dar venea în engleză, știi, da. Și făceam tot felul de cateringă cu Restaurant Gurmandu pe Instagram și cineva ne-a scris, frate, și vreau să zic asta, că m-aș duce să încerc că cicau shawarma cu cârnați. Mama, aș băga acum. What the fuck? Shawarma cu cârnați? Bă, și mi-a sunt curios mai multă... cum. Sunt tăiați, credeți că sunt tăiați felii? Da, sau sunt pun unul? I-aș pune pe lung, da. Pe lung ca să muște în lipiuță. Da. Și aș pune un singur fel de cârnați sau mai multe feluri? Tati, fii atent. Aș pune mai mult tăia subțirei. Știi ce mi-a spus? Vorbim noi la dei frate de shawarma cu cârnați. Ascultă-mă un pic, păi țăranul tot țăran. Mi-au scris mai mulți oameni pe Instagram din Ciolpan că restaurantul e foarte bun. Deci noi am făcut o glumă. Nu știm restaurantul. Am citit, noi citim orice siglă și după aia facem caterincă. Și făceam caterincă cum ar veni Restaurant Gurmandul, la limita hepatitei. Era o glumă proastă, nu cunoaștem restaurantul. Și mai multă lume mi-a zis, bă, vezi că e foarte bun. Și mi-a scris o fată că au shawarma cu cârnați și efectiv, dacă nu încerc, mor. Restaurant Gurmandul, scaunul tirului îți va mulțumi. Da, făceam de astea tot felul de... E bună, da. E bună, dar când e bună, de obicei, dacă rămâi așa... Nu știi ce mă gândeam? Hai să facem pentru următorul podcast. Luăm niște lipiuță, o încălzim. Luăm cârnăciori de aia subțiri, dar de unde, de care, să fie bun, rău. Tragem următorul podcast la Gurmandu, ține-mi la cap. Frate, au cârnați de mistrez la Mega.
Ce? O cârnați de mega. Da, de au cârnați și de căprioară la mega. Dar și căprioara are cârnați de mega. Deci noi suntem la super de fragici, cu o mâncare atât de fină și de bună. Și la ce țărancă sunt, tot la cea urma cu cârnați m-aș gândi. Băi, o să mănânc astăzi tot rigatoni cu cârnați. Terminați cu prostii, băi, nu mai știu. Eu astăzi geniale. Mănânc... Tot aia mănânci? Da, păi ce vezi? Ravioli cu pere și gorgonzola. Mărau. Deci să noroc vă citesc că n-am meniu. Copii, că dacă aveam copii îi băteam. Da, băi, să vă băiatul, citesc meniu. Știți? Da, să vă citesc. A, o să filmăm și dacă o să vă uitați la vlog și sunteți pe Patreon, o să filmăm de aici când gătesc în bucătărie ravioli cu pere și gorgonzola și o să vă arăt. Mi-aș pula. Băi. Hai să ne calmăm un pic, că mi s-a făcut foarte foame. Mamă, da. Magit. Magit, deja magit. Magit, mă învârt și tot pene mănânc. Așa fac eu, nu te pui abia cu mine, că diseară... mereu mănânc. Știi care e chestia? Mine. Aș vrea totuși să încheiem podcastul, să comandăm mâncare. Nu încheiem niciun podcast. Ascultă-mă. Trebuie... să comandăm aici să ne aducă și urmă... Trebuie să încheiem podcastul pentru că trebuie să ajung și la Târgu Mureș. Doamă, frate, cât de cât de vreme, pentru că trebuie să mă macheze o fată pentru ce show. Mă enervezi când mă stresez cu programul tău de machiaj, de zici că avem cât de vreme să ajungi la Târgu Neluțu. Mureș. Că de parcă te duci cu bicicleta, zici că suntem în turneu cu bicicleta. Neluțu Cicifliți. Hai Cicifliți, treci de la microfonul tău. Deci sună ca și cum ai avea chestii de făcut azi, știi, când pui problema așa. Trebuie să la Târgu Mureș, că vine cineva, nu trebuie să ajungi la Târgu Mureș. Trebuie să stai nimic. Să te machiezi ceva la Târgu Mureș și din asta faci târfe? Un plan. Deci, tu, ești cea mai... tu ești șefa târfelor, omul la mână. Deci dacă era post de șefă târfă, târfă te angajau fără să depui CV-ul. Șefa deci căutăm, târfelor și omul toacă. Angajăm târfă și omul toacă. Era poză cu tine. Știi cum sunt la casting când căutăm bărbat 30 de ani grizonat și o poză așa generică cu... cu tine. Sunteți două târfe. Dar știți de care târfe sunteți voi? Centuriste. Alea care au renunțat și s-au dus pe Valea Oltului. Nu, Valea Oltului din drumul Taberei și stau acolo lângă Pasion. Maria, dacă eu și Banciu suntem bă, două sunt târfe... sunt aceleași două lângă Pasion. Da. Dacă eu și Banciu suntem două târfe... Tu ești ața de la Chiloții Tanga dintre noi. Sună ca și cum ar fi ceva, dar e de fapt un căcat. Nu. Dacă eu aș fi jumătatea de bucă a unei târfe și Banciu cealaltă jumătate de bucă, tu ai fi pulă care... Dacă eu aș fi labia stângă și Mincu și eu ar labia fi labia dreaptă, dreaptă, tu ai fi cărnatul ăla din șeapă. Tu ai fi piciorul care ar intra între... Auzi, nu mă interesează dacă face lumea mișto de mine, dar eu nu mai pot să mă concentrez că vreau să comand la diferati. Păi poți să comanzi de pe acum, în timp ce e podcast. Poți să vine cineva, vă rog. Ajutor. Mă fi să urli, mi-e foame. Am înghițit în seghiară și mi-e rău. Deci, oameni buni, pe cuvântul meu de onoare, nu știu cum vă fac să mă credeți. Deci nu avem niciun interes să mințim. Tot meniul ăsta e bun. Eu n-am mai întâlnit niciodată tot meniul să fie bun. Tot meniul. Dacă aș putea, am venit toată cu mama aici, acum un an, și am comandat aproape tot meniul. Îmi doresc din suflet să mănânc așa. Ravioli cu gorgonzola și pere și salvie, un poco de salvia. Și aș vrea să gust și paste făcute de ei. Și într-o dimineață am venit aici mai de mult, într-o iarnă, și am rugat să-mi arate cum se fac pastele de la zero și am învățat și m-am făcut acasă și mi-au ieșit de căcat. Da. Da. De ce nu există de frate în București ce ne-ar plăcea? A zis că mi-explică Alex. Ai, ce ai întrebat cu București? Da. Am zis, da? Haide să deschidem lângă casa mea. Ah, bun. Dar să deschide la noi în apartament. Asta mă gândeam. N-aveți o cameră liberă, ceva? Stați un pic să vă spun ce mai comandat. Stați un pic să vă spun ce mai... Că am făcut abdomene dimineață 200, mi-au tot. 200? Într-o serie sau pe bucăți? Am făcut mai multe feluri, am făcut și crunch-uri, am făcut și cu mingea aia de 3 kg. N-am făcut într-o serie, că nu e Cristiano Ronaldo. Am făcut și lambada. Dar crezi că e Cristiano Ronaldo? Nu vezi că e târfă și omul toacă? Și am și bubă la gură. Dacă am și bubă aici la gură. Păi de la... De la tirurile de pe Valea Oltului din drumul de... Deci te-au lovit în gură tirurile și ai făcut bubă? Nu, pupa iconițele de la tir, punea gura pe iconițele de la tir luminoase și se închine ca la moaște. Aoleu, mi-e este rău, efectiv. Păi e vreo târfă care atunci când intră în tir și vede ravioli, o iconiță aia, ravioli. Crucea și face. Se urcă, dar nu închide ușa și se urcă, știi, și vede crucea așa și după aia... Mă lași să citesc? Primi piatti, pasta fata in casa. Nu știu italiană, mă fac. Ravioli con face ripieno fata di casa, gorgon... Asta înseamnă.
M-ai întrerupt? Da. M-ai întrerupt? Da. Ravioli con ripieno di gorgonzola e pere al burro fuso e salvia. Și o măltoacă. Tagliatelli ai spinachi con zucchini, pomodori e gamberi. Îndu-te în gât. Dar citește și în italiană cum se numesc. Spaghetti allo scolio, asta le vreau. Asta... Spaghetti de la început școala? Chiar nu mai zbor, putem să oprim podcastul, serios, mi-e rău, vorbesc serios, mai pot. Deci chiar nu mai pot. Băi, deci da. Încep să tremur, vreau să oprim podcastul. Da. Maria, să nu dai peste alte chestii. Acesta a fost un episod nou din Sashiras. Unde m-am enervat rău, o să mă enervez mai des. În care des. S-a și enervat, se poate numi, s-a și înjurat, s-a și vorbit urât, s-a și râs, s-a și băut, s-a și mâncat. Vă rugăm mult de tot să-l ajutați pe tipul ăsta cu proiectul, vă rugăm mult să vă implicați, vă rugăm mult de tot, ajutăm și noi cu ce putem. În casa de-i frate, când sunteți în Brașov, cine ne-a dat frișul ăla gratis, să spunem. Trebuie să zic asta, dacă în casa de-i frate, vă recomand să vă faceți rezervare, restaurantul este mic, la fel și terasa, sunați din timp, nu fiți fraier. Și mulțumim instinctiv pentru haine, am glumit că v-am tras țeapă, dar într-un fel v-am tras, că puteam să le cumpărăm. Sunt mișto cam așa asta. Și fiți blânzi și înțelegători și împăciuitori. Zise Banciu după ce bateți, va instiga la violență. Bateți oamenii rar și exact când trebuie. Bateți doar șnițele. Ouălele, bați, nu bați șnițelul în sine. Nu e șnițelul gata făcut. Dar și șnițelul și bați. Șnițel, de ce, frate? Cum să nu? Și șnițelul bați. De ce dacă tu se uită urât pe tine? Carnea, nu bați șnițelul. Bați dacă se uită urât pe tine, deschizi? Da, băi, nu vi s-a întâmplat? Nu, pe voi nu s-a uitat urât niciun piept de pui? Băi nu, că eu îl mănânc înainte să apuce. Hai să încheiem podcastul cu eu, nu mai pot, sunt foarte sensibilă. Orice like, share, subscribe ne ajută. Avem și cont de Patreon și dacă vreți tricouri cu noi, măști, căni și alte souveniruri, intrați pe Ruvix. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa.